Prepeliță caută variante de atac. Iată-l pe Dina. Dina intră în careu. Dina este atacat de Bădoi și nu se acordă nimic. Ba da, este penalti, face semn Sorin Corpodean. În acest minut 33 al reprizei secunde, penalti pentru Universitatea Craiova, intervenția lui Bădoi imprudentă din spate. Dina a știut să pună piciorul să protejeze mingea și decizie corectă. Magher a avut cuvinte de reproș la adresa lui Sorin Corpodean. Minutul 79, Dorel Stoica față în față cu Taborda. 1-0 pentru Universitatea Craiova. Deși a marcat Dorel Stoica, cel felicitat este Dina, pentru că el a scos penaltiul. Fericire enormă pentru suporterii craioveni, în vreme ce timișorenii rămân, suporterii Timișoarei prezenți aici pe stadionul extensiv, rămân la ce au susținut până acum de două săptămâni în condiții de campionat. Golgheter al Ligii I se îndreaptă spre careul lui Bornescu. Deocamdată nu are om să-l țină la marcaj. Centrează Vali Bădoi, bine, cu capul și gol, Timișoara! 1-1! O fază fixă este cea care aduce egalarea. Am impresia că Borbei este cel care a marcat. Ba nu, chiar Gigel Bucur este. Tocmai spuneam că nu are om care să-l marcheze. Gigel Bucur la prima sa atingere de minge, la doar câteva secunde de când fusese introdus în teren, reușește să înscrie cu capul în urma unui corner. Revedem această fază din 7 metri, Gigel Bucur. Dintre trei, Dorel Stoica a transformat acea lovitură de la 11 metri. Iată că au apărut și golurile și Timișoara se pare că nu s-a săturat. Winston Parks în careul driblează ușor pe Barbu și gol! Gol! Winston Parks! Bornescu învins la colțul scurt. Ce lovitură de Timișoara în acest final de partidă. Ce palmă morală mai ales trag elevii lui Dușan Urin. Prin acest rezultat, Winston Parks, jucător din Costa Rica, își aduce echipa în avantaj. Acum, un minut și jumătate, stadionul era în delir, suporterii erau foarte fericiți pentru că echipa lor conducea cu 1-0. Iată două faze consecutive. Joacă economicos la trecerea timpului, foarte bine a depășit Caramian pasul la offside făcut de Craioveni. Din nou nu are decât varianta cu Goga, preferă ciutul și gol! Caramian s-a terminat aici. Timișoara are 3-1 în minutul 88. Ce reușită are Artiom Caramian, care aduce 3 puncte Timișoarei în această deplasare de la Craiova. Deja spectatorii de pe extensiv au început să plece și au dat seama că nu mai este nimic de făcut. Nu a mai centrat Caramian și a dat seama că Dorin Goga nu îl putea ajuta la această fază și a ales șutul cu piciorul stâng din exterior. Bornescu învins pentru